Bine ați venit, dragi iubitori de cultură! Sunt Roxana Zidaru și ne aflăm la o nouă radiografie culturală. Iubim cultura, dar și mai mult diversitatea. Ne îndepărtăm puțin de cultura românească și ajungem în cultura Orientului. Mai precis, aterizăm în Liban, în cea mai importantă perioadă pentru musulmani. Ne plimbăm așa pe străzile Libanului și dăm de Omar Arnăut. El este un lider al generației noastre. Este unul dintre cei mai recunoscuți cântăreți și compozitori de muzică pop din România, încă de la prima apariție a sa la Nexstar, când ne-a cucerit cu glasul său cu tente arăbești și continuă să facă prin interpretarea sa și compozițiile sale. Mulțumim foarte mult că ne-ai acceptat invitația. Bine ai venit! Bună seara, Roxana, te pup! Vreau să spun în premieră că eu nu mai cânt cu vocea. M-am lăsat de cântatul cu vocea. De astăzi înainte sunt la mini marimbă. Am o din asta specială. E făcută de mine. Eu am făcut-o din lemn și am pus notele. V-aș te întreb dacă vrei să înregistrăm un sound de-asta, un imn pentru podcastul tău. N-ar fi rău dacă facem, vrei să faci după ce asta, terminăm podcastul, facem un de-asta, o înregistrare cu jucărioara asta. Mulțumesc de invitație, sunt fericit să fiu aici și cu atât mai mult sunt fericit că se întâmplă să fiu într-un loc în care se vorbește despre cultură. Eu apar rar în zonele astea, nu prea m-a chemat lumea în filmul ăsta, dar cred că am și eu ceva de spus așa. Chiar mă descurc, adică nu sunt chiar separat de cultură în totalitate, da. Și mulțumesc din nou pentru invitație. Cu mult drag. Am văzut pe rețele de socializare că îți respecti cultura și tocmai de aceea te-am ales pentru podcastul acesta. Însă voi începe cu niște întrebări legate de tine, să te prezinți așa și apoi intrăm în subiectul greu al Ramadanului. După cum vrei tu, tu ești moderatoarea, tu ne ghidezi, okay. Tu faci să fie. Am pregătit câteva întrebări pentru tine. O să încep cu o întrebare simplă, dar nu știu dacă e un răspuns atât de ușor. Da. Cine este Omar Arnăut? Wow! Asta e o întrebare, știi, am mai văzut-o pe la niște legende care au mai apărut oameni din afară și nu mă gândeam că o să mă întreb treaba asta. Omar Arnăut este, în primul rând, fiul lui Ahmad Arnăut. Cred că asta e cel mai important să menționez atunci când mi se pune întrebarea asta, pentru că vorbesc destul de rar despre tăticul meu, numai că în sufletul meu știu că el merită, de fapt, tot ce beneficiez eu din cariera asta, pentru că fără el m-aș fi lăsat de mult, am avut de multe ori momente în care am clacat și cumva Omar Arnăut este cu onoare fiul lui Ahmad Arnăut și asta e cel mai frumos lucru pe care pot să-l spun despre mine și da, cam atât. Cred că e cea mai frumoasă descriere pe care am auzit-o da. Până acum. Da. La întrebarea asta credit că sunt pentru tata, nu pentru mine. Da. N-are rost să zic ce am făcut eu, ce am dres, ce sunt, ce consider că sunt, pentru că, de fapt, tot ce sunt e datorită lui. Și, bineînțeles, înaintea lui, datorită lui Dumnezeu. Da, cu siguranță. Ne spui un pic de experiența Nexstar, în care te-ai lansat și te-am cunoscut cu toții? Da. A fost fabulos acolo. Nu mă așteptam să fie așa. Adică, cred că toți oamenii care se uită la treaba asta s-ar putea pune în locul meu. Aveam 12 ani, mi-ar da de agăța pe la școală, eram cu ieșirile, îmi plăcea să merg prin parc și deodată apar la televizor și vezi cum se blochează site-uri și îți dai seama, eu trebuia la un moment dat, pentru că nu eram capabil, să aleg ceva de care să mă bucur după succesul care a însemnat Nexstar. Și nu aveam decât să mă rezum la ceea ce era la mod atunci, anume să ai prieteni pe Facebook. Pentru mine asta a fost cea mai mare bucurie, că eu a doua zi, singurul din generația mea, în toată clasa, aveam 5.000 de prieteni, adică o grămadă de prieteni. Îți dai seama, în capul meu, după aia am aflat că mai bine 2 decât 5.000, știi? Dar la momentul ăla, asta a fost bucuria mea. Asta e tot ce mi-aduc eu aminte, că m-a făcut fericit din experiența Nexstar. În rest, ce să mă fac? Eram un copil, m-am distrat pe scena aia și s-a întâmplat ca niște oameni să rezoneze cu mine și să mă aleagă drept câștigător. Țin minte și acum momentul în care te-am văzut la Nexstar, eram cu toată familia și au fost, wow, copilul ăsta e incredibil, cum cântă, da, oare e arab, oare nu e arab, se puneau tot felul de întrebări. Da. Felicitări pentru mulțumesc, tot ce ai realizat, mulțumesc mai ales sufletul. Că aveai o vârstă fragedă și... Da. Sunt norocos, știi, adică, na, ocazia pe care am avut-o eu atunci, la momentul ăla, e o ocazie pe care alți oameni o așteaptă, poate și până la 35 de ani. Asta e numai datorită lui Dumnezeu, pentru că mi-a scris treaba asta și sunt fericit că am reușit să mă mențin cât de cât, știi? E greu rău să ții un boom de anvergura aia cum e Nexstar-ul, adică nu mă știa nimeni, dar
aveam două like-uri de la mine și de la mine. Și după aia a doua zi, te știi, o țară întreagă, e greu să te descurci acolo. Și cumva îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă mă mai cheamă lumea să mai zic ceva și după 12 ani. Asta mi se pare că e o realizare mare și Doamne ajută să rămân tot așa. Da, Doamne ajută. Vreau să ne împărtășești un pic din secretele tale, dacă vrei să le împărtășești. Da. Care este inspirația ta atunci când compui muzică? Uite, chiar mă gândeam la treaba asta săptămâna trecută. Eu stau foarte mult în studio, adică prietenii mei știu că mă găsesc în studio pentru că numai acolo stau. Mi se pare că pentru orice muzician și orice om care își dorește să facă ceva în lumea asta, n-ai ce căuta în altă parte. Adică până n-o pocnești și dai o piesă bună, mai ușor cu cluburile, vacanțele, stai acolo și muncești. Asta e mersul. Și m-am gândit de multe ori de unde de fapt îmi iau eu inspirația, știi? Și cumva mulți oameni se inspiră din exterior, mulți oameni se inspiră din experiențele pe care le trăiesc ei, mulți oameni fac muzică la tristețe, la suferință, la destea. Eu n-am prea fost trist în viața asta. Adică piesele triste pe care le-am scris, le-am scris în cea mai nebună stare de extaz și de fericire. Am un exemplu, de exemplu, piesa pe care am cântat-o cu nevasta mea, cu Miruna. E o piesă, o găsește lumea la mine pe YouTube, se cheamă Dragoste Păcătoasă. Are un text trist, numai că eu piesa aia am scris-o când eram mor de fericire că începe să meargă combinația și cred că o iau de nevastă pe Miruna. Adică atunci eram în pasul în care... Ai trecut de la armonie la extaz, ai putut jur. Și eu am scris o piesă foarte tristă atunci, numai că de fapt în inima mea era cea mai mare fericire. La fel și Cicatricea, o piesă pe care am scos-o cu Alex, cu Velea, cu mentorul meu. O piesă care e făcută de doi oameni, eu deja eram... Bine, eram însurat, eram fericit cu Miruna, el la fel are o familie atât de frumoasă. Într-o perioadă bună a vieții noastre am scris niște piese triste. Deci inspirația cumva nu vine din starea mea. Cred că mai degrabă tot muzica în sine e inspirație. Îmi place, uite, să am jucărioare ca asta, să apăs pe note, să văd, poate mi-este o combinație de note care mă omoară la un moment dat și mi-activează ceva în inimă, știi? Și mă bazez pe aia și o duc mai departe și de acolo încep niște piese care... Poate ajung la urechile oamenilor sau poate nu. Spontaneitatea ar fi secretul tău. Aia e inspirația, da, exact. Spontaneitatea și, na, te inspiri din chestii foarte random, adică nu trebuie să fiu foarte... Da. Da, mă ascund în spatele unei cortine pe întuneric, vai, compun acum. Da, am înțeles. Foarte, foarte interesant. Care este melodia ta preferată din cele compuse? Dacă ai una. Din activitatea mea recentă, cea mai bună mi se pare Salma. E o piesă, e sistem manea, dar cumva trap manea, cum ne place nouă. Și e piesa care mi-a spart creierii cel mai mult, adică o ascult, face 2 ani de când e lansată și lumea încă o cere la evenimente, nu numai mie și lui George, colegul meu cu care am cântat acum această piesă. Acum că ai zis piesă, Salma, a început să-mi cântem capul. Da, da. Instant. E o piesă extraordinară și chiar sunt foarte mândru și cred că mi se pare, adică sunt sigur că o să mai reziste mulți ani de acum încolo. E genul ăla de piesă. Da. Apare rar, dar e cu fericire, știi? Te bucuri de ea. Da. Că ai pomenit și de trapanele, îl putem considera un nou stil de muzică? Evident, da. Pe trapanele sunt pe Spotify, n-ai văzut? Nu, chiar n-am văzut. Invenția lui Alex e pe Spotify acum. E exact stil de muzică. La deci genre, invenția acolo, lui. Ia, la genre apare trapanele. Este official. Și visul meu este să se predea și la facultate treaba asta. Ar fi interesant. Adică chiar făceam. Eu când am început colaborarea cu Alex eram la facultate, știi? Și făceam așa glume cu el că, bă, cum ar fi, bă, să termin eu studiile astea, să mă întorc tot în acest... Mi se pare că ar fi o chestie care ar deschide oamenii puțin mai mult la minte, știi? Da. Să se predea în facultate trapanele. Da, păi atunci dai seama, nu să mai știi niciun stereotip. Să se scrie partitură la Salma. Cum ar fi, da. Analiză pe text, pe de armonic și de astea, ceva rău. Da. Doamne ajută, nu știu dacă o să se întâmple, dar da, e un stil oficial, adică n-ai cum să nu-l recunoști. Da. Știm cu toții că e o foarte mare asemănare între muzica arăbească și manele. Unde se termină muzica arăbească și unde încep manele? Care ar fi diferența așa? În primul rând, de fapt nu, că nu. Mă gândeam să zic de limbă, dar n-are legătură, că poți să faci manele și în arabă, fără nicio problemă. Cred că muzica arăbească, la final, este o muzică ce necesită
puțin mai mult parcurs muzical în cadrul acelei piese. Adică, ce vreau să zic? Melodiile arăbești autentice sunt melodii care te trec prin mai multe stări și automat au mai multe părți ale melodiei. Melodia arabică autentică nu este o melodie care are 3 acorduri timp de 3 minute. Și cumva cred că acolo se face diferența, pentru că în general la manele nu ni s-a cumva obișnuit stilul ăsta de a crea manele cu puține acorduri să fie comerciale, să placă oamenilor. În schimb, ce văd acum în Liban, în țara tatălui meu, oamenii încă nu au ajuns la simplitatea asta. Urmează, pentru că muzica și totul devine din ce în ce mai simplu, pentru că oamenii nu mai au răbdare să asculte, nu mai au răbdare să stea, să se uite la conținut lung, de exemplu. Foarte rar găsești oameni care chiar au timpul necesar. Și cred că asta e diferența care a mai rămas. Dar în schimb, aici la noi în țară avem artiști de manele care mănâncă de vii pe toți aia din lumea arabă. Și o spun cu mâna pe inimă și cu, adică sunt 100% încrezător în cuvintele pe care le spun, că altfel nu le-aș fi spus, știi? Dar da. Sunt oameni aici la noi în țară, uite unul cum e Costel Biju, Efesul, Leo de la Cuveit, niște lăutari care dacă se duc unul la unul cu toți arabii, deci știm noi, și care acolo în lumea arabă cântă pe gros, adică pe bande, noi în țara noastră nu ne închipuim. Ăștia noștri mănâncă de vii. Deci mi se pare că cumva acolo deci unde am încep preluat stilul acolo, și am și depășit. Da, deci acolo unde încep manelele, tot acolo se termină manelele. Știi? Mi se pare că dacă e să o iei după artiști, muzica arăbească na, nu mă satisface pe mine suficient de mult. Am înțeles. O să trec așa la viața personală un pic. Unde vrei tu? Știm că... Eu sunt o fire foarte deschisă. Am văzut și chiar mă bucur. Și cumva, să știi, vrei să spun, uite, în viața mea, pe mulți oameni a deranjat treaba asta. Că am fost mai cum vreau eu să fiu, știi? Pentru că oamenii sunt ipocriți și mai ales în sistemul de educație de la noi. Am avut foarte multe probleme cu profesorii pentru că nu mă lăsau să fiu degajat. Mă, naibii, ei zici că așa se trezeau din pat la costum, la patroace, știi? Da, ei nu se duc la baie, nu fac nimic, așa se comportau. Nu am detestat treaba asta și mă bucur că cu tine aici mă simt bine. Tu ești o fată foarte educată și te felicit pentru podcastul ăsta. Am uitat să spun despre asta și Doamne ajută să ajungi cât mai sus cu el, mai ales pentru lumea asta culturală. Cred că o să conteze. Da, vrem să o livrăm pentru tineri, să nu mai fie atât de riguroasă, atât de muzeificată cum da, e cultura. Da, facem nu mai... e așa ca acum, cultura așa cum e marketată. Nu? Da, bravo, bravo. Da, facem bravo. Ceva. Deci marketingul combinăm. Culturii în vremurile noastre este oribil. Și tocmai de asta sunt fericit că sunt aici lângă tine, pentru că tu am văzut canalul tău de YouTube și am văzut cum discuți. Da. Altfel, tu ești mai uman, înțelegi? În primul rând asta trebuie să se găsească. Niște oameni care să vorbească despre cultură și care sunt umani. Pentru că la catedrele noastre din România, de multe ori nu există așa ceva. Și poate de-aia nu mi-a plăcut mie cartea, neapărat. Da. Da. Ziceai de viața personală. Da, să trecem un pic. Da. Știm cu toții că trăiești o iubire cam filme cu Miruna Diaconescu. Cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut la facultate. Da. Eu am fost de părere toată viața. Și ceva bine din facultate până la urmă. Pe asta zic. Deci toată viața de după ce m-am cunoscut cu Miruna, am fost de părere că eu nu m-am dus acolo la facultate ca să învăț ceva, pentru că real nu mi se pare că m-a ajutat foarte tare, ci doar ca să-mi cunosc sufletul perechi. Și eu cred cu tărie în treaba asta că Dumnezeu mi-a scris mie o mare te pregătești până într-a 12-a, știi ce știi, cunoști niște oameni, bravo, ți-ai făcut liceul de muzică, dar facultatea o faci ca să-ți găsești consoarta. Cred că așa mi-a scris Dumnezeu, știi? Și sunt foarte mândru de asta. Este cea mai mare realizare a mea din facultate, faptul că am cunoscut o astfel de fată. Deci te-a ajutat până la facultate, catedra te-a ajutat cu ceva. Da. Foarte tare, foarte interesant. Și am înțeles că v-ați căsătorit. Da. Am, moschie, ca să înțelegem cât de serios am fost. Da, da. N-am așteptat. După o lună, după ce ne-am dat seama că ne cam placem? Nu știu. Sunt așteptate. Sunt emoționat când vorbesc mereu de soția mea. Mi se pare că gramatica limbii române e foarte greu de menținut. Mai ales că te și vede acum. Da. Ești foarte frumoasă. Jur, ești frumoasă rău. Nu știu cum să spun. Mi se pare că cel mai important a fost faptul că nu am stat mult să învățăm unul despre altul lucruri. Și am făcut căsătoria la moschee fără să stau să fac treaba asta. Și acum,
poate pentru mulți oameni care privesc acasă, e ușor dubioșel. Cum mă, te lua cu fata aia, tu nu știai nimic? Exact. Numai că, la final, așa gândesc eu, oameni buni, nu mă blamați, poate e greșit din punctul vostru de vedere, dar pentru mine e foarte bine. Eu m-am încredințat în Dumnezeu cu totul. Și am văzut în Miruna, îți dai seama, un potențial. Nu poți să cunoști un om într-o lună cât îl cunoști în 10 ani. Numai că în Miruna am văzut un potențial că e genul de fată cu care poți să clădești ceva mare rău pentru viețile noastre și ale copiilor noștri. Și de-aia am zis că nu vreau să încep cu Miruna relația asta într-un mod greșit. Pentru că în islam și în creștinism, de altfel, orice relație care nu este declarată în fața lui Dumnezeu, este o relație greșită. Un păcat și n-ai cum să te aștepți că o să clădești niște chestii impresionante. Asta este credința pe care o am eu și am acționat în directă cauză cu acest principiu. Și uite că ne-a mers bine. Au trecut 2 ani de atunci. Foarte bine. Și mi se pare că trăiesc cea mai frumoasă viață. Adică nici când eram mic cu Nextarul, nici așa, nu am fost niciodată atât de împlinit și fericit. Știi? Și după cât timp de când v-ați cunoscut, ați făcut căsătoria? La o lună. Deci foarte rapid. Da. Da. Alții după o lună nici nu se declară într-o relație. Sunt în perioada de cunoaștere. N-am putut să stau și îți dai seama că eu fiind băiat, de la mine a trebuit să plece propunerea, dar eu știu că nici Miruna nu mai voia să stea. Eu știu sigur. Sunt rastă. Așa e? Nu mai voia să stea. Da. Acum eu am fost finuț și îți dai seama, eu ca băiat, eu am dat inițiativa. Da. Numai că foarte nici bine, nu mai... așa. Am murit unul de altul și mulțumesc lui Dumnezeu că, uite, m-am încredințat în Dumnezeu, m-am însurat cu o fată pe care mă apropiasem așa mai aproape de ea în ultimele 2-3 săptămâni, o lună, și uite că nu mi-a tăiat o ureche, nu m-a turs chel, nu m-a... E o fată ok. Nevasta mea e o fată ok, nu mi-a făcut nimic rău. Da. Deci, poate chiar v-a mers mai bine faptul că ați făcut căsătoria la moschee și că mai spus tu n-ați început. Normal. Eu sunt sigur că de aia sunt cel mai fericit din viața mea, pentru că la noi în islam căsătoria este un lucru foarte important. Profetul nostru, Muhammad, pace fie asupra lui, relatează în cartea de relatări care a rămas din vorbele și faptele lui, hadisuri se cheamă, că această căsătorie, ritualul, contractul de căsătorie la moschee, înseamnă jumătate din religia islamului. Atât de important foarte este faptul important să fii căsătorit la moschee. Deci ai făcut un pas foarte important. Da. Și ce bine am făcut. Mă bucur. Și se vede pe tine. Da. Pe voi, de fapt. Da. Acum că ai și trecut în partea aceasta religioasă, o să te întreb cum e ca musulman să treci într-o țară ca România, unde știm cu toții că majoritar sunt creștini ortodoși. Și știm că nici atât de bine nu ne înțelegem pe partea religioasă. Cum e să trăiești într-o țară ca România? Da. Vrei să spun, uite, eu vrând nevrând mai am cunoștințe pe la moscheile din România. Și nu, cumva eu nu mă afund, adică am zis multe lucruri care i-ar putea deranja pe creștini. Numai că din punctul ăsta de vedere, mi se pare că mulți musulmani care sunt în țara asta își asumă cam prea mult ideea că oamenii din jurul lor ar trebui să le respecte obiceiurile. Ți-am spus și mai devreme, eu țin postul Ramadan, de exemplu, da? Da? Sunt în post. Eu de mic copil mă duceam cu colegii mei la restaurant, pentru că eu am crescut și educat de mama și de tata să știu că oamenii ăștia nu se vor schimba pentru că vrei tu. Vrei să trăiești o viață islamică ca la carte? Nu o să mai găsești o țară în care se poate treaba asta. Dar măcar, nu știu, du-te în golf. Ia-ți acolo, mergi acolo, studiază, te descurci, faci cumva. Dar în același timp, dacă rămâi în țara asta, trebuie să înveți să conviețuiești cu oameni. Și poate un alt musulman ți-ar spune că e foarte greu. Așa ți-ar fi răspuns la întrebare. Foarte greu, că uite, ăla bea apă, ăla mănâncă, ăla face așa. Pentru mine este o nouă încercare peste care încerc să trec, știi? Adică nu mă plâng de treaba asta și respect pe toți oamenii care sunt în țara asta. Nu vreau ca nimeni în jurul meu să își schimbe comportamentul pentru că eu sunt în post sau pentru că eu trebuie să-mi fac rugăciunea sau așa mai departe, știi? Ideea de acceptare și ideea de toleranță, asta e cel mai important. Exact, exact. Trebuie să învățăm să ne acceptăm și să respectăm religia celuilalt. Adică Evident, tot am văzut... Adică, uite, hai să spun, eu... Că de-aia iau apărarea oamenilor creștini care trăiesc în țara asta. Pentru că eu de când m-am născut aici,
cu mici excepții, 2-3 profesori la școală, nu m-am simțit niciodată asaltat de oameni pe stradă pentru religia pe care o am. În schimb, am văzut foarte mulți musulmani care s-au plâns peste măsură de lipsa de respect cu care ei sunt tratați în această țară. Mie mi se pare că acolo e ceva putred, știi? Cumva, normal că omul nu te respectă dacă tu te duci peste el și zici, fă liniște când fac rugăciunea sau de-astea. E o țară care are educația pe care o are, religia pe care o are. Trebuie să înveți să conviețuiești cu oamenii, atâta tot. Da, așa este. Dar sper să ajungem la un soi de toleranță între... Da, eu am ajuns, eu n-am avut probleme. Ți-am spus, în afară de școală, niciodată nu m-am simțit atacat pentru și religia. La ora de religie? Ce... Pe acolo am avut probleme. Acolo ai avut probleme. Nu cu toți profesorii. Liceul am încheiat cu un prof super șmecher. Am fost și în excursie cu el la mănăstire. Adică eu sunt deschis la lucrurile astea. Ai fost la mănăstire, la biserică? Sunt un om al cunoașterii, știi? Am fost la mănăstire, am fost în excursie acolo cu domn profesor. Am văzut cât de frumos se roagă oamenii. Am văzut și ce șprițuri se fac la mănăstire. Să vorbim despre tot. Eu sunt un om pe față. Și oamenii știu oricum că mai apar tot felul de documentare. Fiecare pădure are uscăturile ei. Mă rog, domnul profesor al meu n-a fost o uscătură, era un om de tot respectul. Și ultimul prof, uite că tot vorbeam de el, mi-a spus, Omar, vrei să spun că prin tine mi-am schimbat părerea despre musulmani. De-aia ziceam de musulman mai devreme, pentru că uite, am mai văzut oameni care au avut parte de o atitudine rigidă din partea musulmanilor. Au tendința asta să noi suntem musulmani, noi facem noi drept. Da, dar ei nu fac diferența de oameni, nu e diferență de om, nu neapărat. Eu vreau de exemplu să o fac pe Miruna să mă iubească. Mă duc la ea și zic, eu sunt musulman, faci ca mine. Nu te iubește niciun om. Mama ta te pleacă de lângă tine dacă îi vorbești așa. Da, păi cu un străin. Și da, orele de religie, ți-am spus, în liceu au fost ok, pentru că am avut un prof super cool de treabă. Dar înainte de treaba asta, când eram foarte mic, mai bine o pățeam în liceu, că în liceu mai aveam papagal. Dar când eram foarte mic, am avut o doamnă profesoară care m-a dat afară pentru că puneam prea multe întrebări. Eu eram atunci curios rău, pentru că taică-miu nu mi-a băgat pe gât religia asta și eram foarte curios, puneam întrebări în continuu și ți-am zis, acolo am avut niște probleme legate de religia pe care o am, profesoara n-a prea considerat că ar trebui să-mi răspundă la toate întrebările pentru că am religia pe care o am. Știm că îți iubești foarte mult religia și tradițiile, dar vrem să știm ce iubești mai mult la islam. Wow, ce întrebare frumoasă! În ochii mei, religia asta a câștigat tocmai datorită faptului că am foarte multe lucruri pe care le ador. Și nu numai că le ador, dar în primă instanță mi s-au părut foarte logice. Eu, de-a lungul vieții mele, l-am avut pe tata, pe care oricum l-am lăudat de la început, care nu mi-a insuflat cu forța religia islamică. Ajunsesem de multe ori în niște situații în care eu voiam să aflu niște chestii de la el, fiind tatăl meu, și el cu bună intenție refuza să mi le spună. De ce? Ca să nu mă trezesc după aia peste ani și ani, că ajung la un podcast, uite, și mă întreabă cineva despre religia mea și eu, de fapt, să zic că sunt musulman pentru că așa a fost tata. Asta nu este ceva ok în învățătura islamică. Îmi place cumva la islam faptul că îl poți înțelege doar dacă te bazezi pe Sfânta Scriptură. Și ăsta este un lucru pe care îl consider cea mai desăvârșită și importantă calitate a religiei noastre. Pentru că oamenii sunt de toate tipurile. Numai că islamul are o scriptură perfectă, Coranul, pe care noi îl considerăm cuvântul lui Dumnezeu și din care poți să înțelegi efectiv tot. Și niciodată nu am văzut în Coran lucruri care se contrazic. Deci miracolul Coranului pentru mine este cel mai satisfăcător lucru și lucru pe care îl iubesc cel mai mult la religia mea. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, este o carte atât de personală atunci când vrei să porți o discuție cu Dumnezeu. Tot din Coran noi și recităm atunci când ne facem rugăciunile. Adică totul se înconjoară în jurul acestei scripturi și o mândrie pentru mine că am reușit să aleg religia mea bazându-mă pe această carte și nu m-am bazat pe nimic altceva din exterior. Deci să înțeleg că din Coran îți iei toate principiile în viață. Orice musulman de acolo trebuie să-și ia și nu numai musulmanii, ci și oamenii din exterior. Adică eu tuturor prietenilor mei care au vrut să afle ceva despre islam, le-am spus, nu vă uitați la mine. Eu nu sunt perfect, eu sunt om și Dumnezeu nu m-a făcut perfect.
dar mergeți la carte, pentru că acolo sunt niște chestii fenomenale în cartea aia. Deci pot să iau și eu cartea să o citesc? Evident, cum? La noi în România găsești traducerea sensurilor Coranului. De ce spun asta? Este important de menționat pentru că nu vrem să inducem oamenii în eroare. Limba arabă, limba Coranului, este atât de complexă încât în limba română nu există suficiente cuvinte care să traducă Coranul motamo. Tocmai de aia este traducerea sensurilor, pentru că există multe cuvinte traduse în limba română care au acolo mai multe sensuri, au o paranteză. Și jos să-ți explică. Și cumva, prin limba română, trebuie mai multe cuvinte, trebuie să înțelegi exact morfologia și sensul acelui cuvânt în contextul respectiv, dar poți să înțelegi. Da, e o traducere foarte bine făcută și în limba română și acolo afli exact ce înseamnă islamul. Nu de la TV, nu de la Omar, nu de la Tasul Omar, nu de la nimeni. Numai da, de acolo. E bine că l-avem pe Omar ca să ne spună cum să facem despre asta. Coran. Da, eu pe toți oamenii îndemn, dacă vreți să aflați ceva despre religia noastră, dacă vă uitați la TV, o să aflați niște chestii explozive, dar nu e așa. Exact. Trebuie să aflați din Coran, pentru că na, mass media cumva are rolul ei, așa cum de multe ori și oamenii sunt denigrați, da, pe o religie atât de triumfătoare, pentru că islamul este o religie care este adoptată de foarte mulți oameni, mai ales în vremurile noastre, este o religie poate periculoasă pentru interesele unor oameni. Și tocmai de-aia prin mass media se reușește a se schimba părerea oamenilor. Dar dacă citești cartea, aia e de neschimbat, pentru că Dumnezeu a lăsat promisiunea că acest Coran va rămâne așa cum a fost revelat pentru prima oară. Oamenii nu au putere să-l schimbe. Să-l schimbe, deci da. Da. Nu crezi că există vreo șansă să fie schimbat în timp? Este imposibil. Adică, uite, imaginează-ți, dacă ai lua acum toate cărțile, toate coranurile de pe planeta asta, da? Și le ascunde undeva unde să nu le mai poată găsi nimeni. Sau le-ai da foc, le-ai face tot ce e mai rău pe lumea asta ca să scap de ele. Imaginează-ți că mai sunt peste câteva milioane de oameni care știu Coranul pe din afară. Asta e impresionant. Și când spun oameni, nu mă refer la oameni care au trăit vieți în cultura islamică și niște suflete fenomenale, sunt mulți copii care știu Coranul pe din afară. Mai ales în zona asta asiatică, în Indonezia, pentru că Indonezia este cea mai mare țară de musulmani, adică acolo sunt cei mai mulți musulmani, nu la noi la arabi, la indonezieni. Da. Foarte interesant. Și sunt foarte mulți copii care la 5-6 ani știu toată cartea pe din afară. Uite, asta e un alt lucru impresionant despre religia mea. Deci nu poate fi modificată. E foarte greu, adică a luat un avânt atât de mare încât n-ai cum să oprești. Acum că ne aflăm în perioada Ramadanului, vrem să ne lămurești. Ce este Ramadanul? Care sunt regulile? Da. Dacă poți să ne... Da, Ramadanul merge pe un principiu foarte simplu și anume acela că Dumnezeu a alocat din tot anul o lună în care noi să ne dăm un refresh în ceea ce înseamnă starea spirituală, conexiunea cu Dumnezeu. Cumva, la primă impresie, asociezi Ramadanul cu lipsa mâncării și a băuturii de la începutul răsăritului până la începutul apusului. Numai că pot să spun cu mâna pe inimă și cu 100% încredere că chestia asta e de fapt în coada listei, adică este ultimul lucru. Până la mâncare și băutură sunt foarte multe aspecte pe care noi ca musulmani trebuie să le îngrijim și să le respectăm ca să putem să spunem că da, uite, am ținut luna Ramadan și postul lunii Ramadan. Nu are legătură numai cu mâncarea. Are legătură în primul rând cu starea de spirit, cu rugăciunea, cu felul în care te comporți cu oamenii. Poate eu, de exemplu, am o problemă de sănătate și în cazul acela postul de la mâncare și băutură este interzis. Devine păcat asupra omului pentru că Dumnezeu ne-a menționat asta tot în Coran. În cazul în care ai probleme de sănătate, doamnele și domnișoarele în perioada menstruației nu au voie să țină post. Și atunci ce faci? Dispare Ramadanul cu totul? Nu dispare. Nu. Apar alte lucruri. Apare dania, adică ideea de a da din câștigul tău la oamenii săraci, o zi pe care tu n-ai reușit să o ții ca post, să plătești masa unui om sărac, unui copil de la cămin. Ce frumos! Să știi să zâmbești mai mult în luna asta, în cazul în care te-ai certat cu cineva înaintea lunii Ramadan, să știi să te duci, să pleci capul în fața acelui om. Sunt niște gesturi nobile, pe care poate mulți dintre noi nu am vrea să le facem. M-am certat cu ăla, o să rămân toată viața. Cu siguranță, nu mai ales că suntem... Dar islamul te învață ca în luna asta să-ți reglezi conturile pe partea spirituală și
ca un soi de refresh. Știi cum e pe laptopuri când stă lumea, când stăm cu toții pe laptopuri și aprinzi 100 de mii de programe, trebuie să intri acolo în task manager, să dai un refresh, să știi, mai ștești din programe, să mai ștești din astea care te solicită prea mult, la fel e și Ramadan. Și nu e greu deloc, știi? Noi musulmani avem și gluma asta, râdem mereu că da, mereu când începe Ramadan trebuie să fim pregătiți să le spunem tuturor oamenilor din jurul nostru că nu, nici măcar apă nu bem. De la răsărit până la apă. Prima întrebare. Asta, asta e o glumă, da. Nu bem nici apă, nu mâncăm nimic, nu se fumează, nu există nicio excepție. Da. Adică, da. Dar e mai presus de atât. Cumva, na, tot datorită mass media, social media și astea, lumea asociază în mod direct cu lipsa de mâncare și băutură, dar nu e numai despre asta. Eu, de exemplu, după luna Ramadan, sunt o fire prea zen. Adică pot să vii să mă scuip, să-mi dai două, trei palme, că zic te pup. Cum ești? Da. Te iubesc, Dumnezeu fie cu tine. Nu mă ține prea mult. Adică undeva înainte cu două, trei luni de Ramadan, simt și eu că am nevoie să vină din nou această lună, pentru că mă curăț, cu adevărat. Și chiar îi îndemn pe toți oamenii să încerce, nu de mâncare sau de băutură, nu știu, încercați pentru o zi să eliminați tot ce înseamnă de pe internet conținutul care vă poate trezi gânduri, cum să zic, așa mai necurate. Sau încercați pentru o zi să vă gândiți la oamenii cu care v-ați certat, să vă duceți să vă împăcați cu ei. Sau pentru o zi să încercați să zâmbiți mai mult oamenilor din jurul vostru. Să mergeți să sărutați mâinile mamelor voastre. Astea sunt niște fapte pe care, cu atât mai mult dacă le faci în luna Ramadan, vei fi răsplătit pentru ele. Și la final, și dacă excluzi tot ce înseamnă partea religioasă, ce e rău în asta. Știi? Adică luna asta nu te îndeamnă la nimic rău, decât la a face bine. Da, asta ar trebui să fie cutuma fiecărei religii, de fapt. Da, da. Și e bine că scoți lucrul ăsta în față, pentru că, cum ai spus și tu, mass media scoate altceva în față, mâncarea, cum e și postul la creștin. Cumva, eu nu am o problemă cu asta. Eu nu am o problemă cu asta, pentru că, de multe ori, și eu m-am folosit de și retlicurile pe care le facem cu toții în online, ca să obținem niște lucruri. Eu trăiesc din treaba asta, îmi doresc să am cifre, îmi doresc să apar în fața oamenilor cu ceva. Și cumva, da, de multe ori și eu am vândut niște chestii exagerate pe plan muzical, știi? Da. Numai că e la alegerea omului dacă află adevărul despre ce spun eu sau ia de bun ce zic eu. Oamenii fac diferența. Mass media poate să scrie cât vrea clickbait-uri și să zică că noi avem o bombă în spate în permanență cu noi, că suntem dotați cu veste, cu de-astea. Dar omul, de-aia ziceam, omul rămâne la latitudinea lui dacă deschide Coranul și vede, băi, ia să-i văd eu mă pe ăștia, bărboșii ăștia. Care e morala lor, de fapt? Cum joacă ei cărțile în lumea asta. Și acolo, în Coranul ăla, poate mulți dintre oamenii care ori deschide Coranul o să fie surprinși. Da. De ce o să găsească. Deci îndemnăm toți urmăritorii noștri să citească Coranul. Tot așa, în interesul culturii. Eu nu sunt propovăduitor, nu sunt pregătit nici măcar 0,5% față de alți oameni care cu asta se ocupă. Sunt oameni care țin predici. Eu când mă duc la moschee, există niște imami, oameni care și-au dedicat viața acestei meserii și a căutării adevărului și a propovăduirii adevărului mai departe la oameni. Da, doar că tu o livrezi mai frumos, mai uman și poate să înțeleagă oricine. Și de cât la, pot eu, tine, cât pot eu. Eu am spus mereu că eu nu sunt un om perfect. Inclusiv soției mele, Miruna, din prima zi în care ne-am cunoscut, i-am spus, eu nu vreau tu să înveți religia mea de la mine, pentru că eu nu sunt un om perfect. Nu sunt un om perfect. Și mai ales tu, soția mea, o să mă vezi de mai multe ori cum greșesc față de alți oameni care nu sunt în casă cu noi. Da, și pe ea am îndemnat-o, ia scriptura și citește cărțile. Și la final faci ce îți dorești tu. Eu, ca bărbat musulman, singurile interdicții pe care le am în ceea ce privește alegerea femeii cu care trăiesc, diferențierea este că nu am voie să mă însor cu o fată care nu este o fată a cărții. Și când spunem chestia asta, ne referim la fetele care aparțin ori de religia creștină, ori cred în Tora, ori sunt musulmani. Dacă era Miruna, de exemplu, politeistă, credea în statui, eu aveam interzis asupra ei, oricât de mult mi-ar fi plăcut de ea, după religia islamică, nu deci ai voie hindu să te nu căsătorești. Deci pro hindu să nu aveai voie să te căsătorești. Și Miruna, bineînțeles, crescând aici, ea face parte din cultul creștin și nu am avut nicio problemă cu treaba asta. Adică alegerile pe care le face ea în privința religiei nu o să mă afecteze de nicio culoare. Eu încerc doar să fiu un bărbat bun.
pentru ea. Și un bărbat nobil. Și să o respect, să fiu fidel. Și atât. Asta e datoria mea. Restul ce ține de religie între ea și Dumnezeu. Asta e o chestie... Nu te bagi în... Nu, pentru că e o chestie foarte sensibilă. Știi? Poate eu încerc să fac pe deșteptul față de Miruna, să explic eu că știu eu religia mea de ce e mai bună decât a ei. Dar în momentul ăla pot să-l mânii pe Dumnezeu, pentru că gura ajunge să vorbească fără să mai gândesc, știi? Poate spun lucruri greșite, poate fac pe deșteptul și inventez niște lucruri și ăla e un pericol foarte mare. De-aia e o chestie foarte personală. Vrei să afli, citești cartea și între tine și Dumnezeu. Ce înseamnă Dumnezeu pentru tine? E creatorul nostru, suprem. Noi ca musulmani avem datoria să-l venerăm pe Dumnezeu. Cumva, scopul meu ca om pe planeta asta este să-l venerez pe Dumnezeu. Noi, musulmanii, asta credem. Că noi, ca și creații, ăsta este scopul nostru. De-aia ne-a creat Dumnezeu și tocmai de-aia tot noi credem că în cazul în care respectăm toate aceste condiții și îl venerăm pe Dumnezeu în cele mai frumoase moduri, o să primim o răsplată pe care nicio altă creație de-a lui Dumnezeu nu a primit-o. Deci asta înseamnă Dumnezeu pentru mine. Și este cumva, este puterea care ne ajută să ne trezim dimineața, este sprijinul pe care îl poți avea atunci când nu ai niciun sprijin. Dumnezeu. Ai spus că tatăl tău vine din Liban? Da. Da? Da. Ai fost în Liban? Am fost. Am fost acolo. Tata nu prea e atras neapărat de zona aia, pentru că lui provoacă amintiri dure. Îți dai seama, copilaș cum era el, a trecut prin războaie, prin destea, a avut niște probleme. Numai că ce să faci, că Omar s-a făcut mare, a început să cânte și a cam sunat lumea. Vrei și noi pe Omar prin Liban. Deci ai nu vreau să mă laud, am fost pe acolo, pe la niște emisiuni MTV, NBC și în Egipt am fost și am cântat și în Albania am fost și am cântat. A fost multă lume din afară și din lumea arabă și din Europa care a rezonat cu muzica mea și s-a întâmplat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și cu cine să mă duc? Cu tăicuțul meu, îți dai seama, am fost la braț cu el ca doi prieteni cei mai buni și am colindat lumea. Dar în rest, așa, în vacanțe, ce ne mai ducea tata pe la 3-4 ani așa să cunoaștem țara, să ne resfețe puțin pe acolo, să vedem cum e, dar în rest, el întotdeauna a fost adeptul a se duce în alte țări. Europa, Italia, Spania. Și ce ți-a plăcut cel mai mult în Liban? Shaorma. Mâncarea. Da. Nu mâncarea, shaorma. Shaorma. În mod specific. Deci în Liban nu se face shaorma ca la noi, știi? Deci știi că la noi, dacă te duci la Dristor sau la astea, se pune în shaorma cartofi, se pun cartofi, se pun multe lucruri. În Liban, în schimb, acolo de unde a și plecat rețeta de shaorma, libanezii au inventat-o, tot secretul este la carne. Deci carnea, când te uiți cum stă pe chestia aia rotundă la o șaormerie din Liban, te uiți la ea și vezi cum plânge. Este tristă această carne, pentru că știu că o să o mănânci cu atâta poftă că e bună. Doamne, salivez, corne, plecăm în Liban acum. Vai, ce mi-am adus aminte acum. Da, e ceva, e ceva de poveste. Deci asta Liban și urma. Asta e. Da. Mai am o ultimă întrebare pentru tine. Ce rol are muzica în Islam? Muzica propriu-zisă nu are niciun rol în Islam. În schimb, pot să spun că muzicalitatea are un rol în Islam. Și de ce zic asta? Pentru că la noi în Coran există menționat de Dumnezeu ideea de a recita versetele lui într-o manieră muzicală. Adică dacă oamenii caută pe internet, o să găsească, să căutați, nu știu, simplu Coran. Recitește în Coran, da? În engleză. O să vă apară acolo niște oameni care... La prima impresie ți se pare că ei cântă ceva, o melodie. Asta pentru că Dumnezeu a lăsat obligația față de oamenii care recită Coranul să recite într-un fel cum nu fac nimic altceva. Adică eu când vorbesc cu tine acum, nu vorbesc așa, ce fac joc, sana. Știi ce zic? Adică vorbesc normal. Coranul, în schimb, când te recit, trebuie să-i acord o frumusețe. Asta este obligația celor care conduc rugăciuni, de exemplu, atunci când reciți, să ai o afinitate pentru muzicalitate. În schimb, muzica, revenind la asta, ți-am spus, de-aia eu nu sunt un om perfect și de-aia nu vreau oamenii să învețe islamul prin mine neapărat. Eu doar îi îndemn să citească cartea. Muzica în sine nu este cel mai plăcut lucru în islam. Dacă nu o folosești într-o manieră religioasă. Într-o manieră religioasă, bineînțeles, și într-o manieră în care să nu... Cum să zic eu? Asta e la mintea cocoșului. Nu poți să cânti dăi din buci sau chestii de astea. Sau... Și eu am greșit de multe ori. Am cântat niște piese care instigă la dans, la mișcări, la destea, care ți-au gândul de la Dumnezeu. Știi? Adică e o chestie sensibilă și asta cu muzica e
în lumea islamică e foarte sensibilă pentru că sunt foarte multe opinii. Dar cumva eu tind să cred că trebuie să găsești o balanță și acolo și de-aia încerc mereu în melodiile mele să găsesc ceva, un echilibru de pace, de să am mesaj de dragoste frumos, ceva să fie decente, da. Adică din ce am și văzut că sunt super să fie decente, adică super... să nu exagerez. Da. În schimb, trebuie să mai lucrez și la partea cu ascultatul, că așa mi-e îmi place să ascult toate ororile, îți dai seama. Îmi plac niște manele de ceva, te sperii. Dar uite cum e luna Ramadan, de-aia zic că noi oameni nu suntem perfecti. Asculți? Nu, încerc să încerc evit. Încerc să evit, știi? Da, luna Ramadan, adică te axezi mai mult, nu mai pui piesa aia balansată rău la mașină, pui recitarea Coranului, care de fapt te calmează și te duce într-o stare mult mai plăcută. Dar, ți-am spus, de-aia omul e cu greșeală făcut. Și luna Ramadan este o metodă prin care să-ți dai un refresh. Și ca să reușești să-ți dai refresh-ul ăla, trebuie să treci prin niște pași și dacă Dumnezeu ți-i acceptă, ești norocos. Mulțumim mult de tot. Ai comprimat așa foarte frumos toată religia, tot Ramadanul. Sper că mare, au înțeles urmăritorii noștri tot ce ai avut de sunt spus. Multe, multe, multe de vorbit și eu îți mulțumesc mult că m-ai chemat pentru asta și ție și teticului tău. Adică sunt mândru că oamenii mă asociază cumva cu treaba asta, cu toate că eu despre mine știu și repet că nu sunt un om perfect. Și religia asta, Islam, este o religie perfectă. E foarte greu ca eu să ajung la stadiul în care să o reprezint așa cum se cuvine. E foarte greu. Doar că e mult mai ușor să învățăm de la cineva care este un reprezentant decât să iau Coranul, cum ai spus. Chiar dacă ar trebui să fac asta, mi-e mai ușor. Măcar tu mi-ai dat niște idei și acum mi-e mai ușor să iau cartea să o citesc. Cum să nu? Fără să te aud pe tine, mi-era un pic mai, mai te dificil. Cred, te nu cred, știam. Te cred, știu, pentru că... Am fost mereu tentată să mi-o cumpăr, dar nu mi-am cumpărat-o niciodată. Dar în schimb am uitat pe internet. Am intrat pe internet, numai prostii am găsit. Și n-am știut ce să filtrez. E adevărat sau nu e adevărat. Corect. Dar acum, cu îndemnurile tale... Și asta nu numai despre religia mea. Adică eu, asta e despre principiul orice, ăsta de e despre orice. Da. Da. Adică poate eu, de exemplu, oameni buni, o să mă vedeți pe TikTok că fac pe maimuța câteodată, da? Poate fac o prostie, poate zic ceva urât, poate așa. Dar asta nu înseamnă că eu sunt chiar prost. Uitați-vă, sunt la un podcast cultural. Da? Să fim serioși. Excuse-mă, un pochito, un momento de podcast. Mulțumim frumos. Cu mare drag. Ya nafsi azur bayt an-nabi wa masjidu wa salli fihi وأقول له أنا من أمتك ومنايا وسلم عليك كان نفسي أشوفه بعيني دول ووطي وشي وبسيدي كان نفسي أشوفه بعيني دول ووطي وشي وبوس إيدي ووطي وشي وبوس إيدي والله الذي لا إله سواه مشتاق لك أوي يا رسول الله يا سيدنا النبي يا هدى يوم ذهبي صلواتي ومطلبي لخير خالق الله.